stato un parco di Ancona, un corso di spiritualità per Pentecostale. Și pentru de la început vreau să subliniez necesitatea acestui curs de spiritualitate pentru stare. Datorită faptului că mișcarea pentecostală s-a dezvoltat foarte mult în secolul al XX-lea și oricine scrie istoria bisericii nu poate să facă abstracție de mișcarea pentecostală mondială. Deci datorită acestui fapt, datorită de asemenea faptului că orice grupare religioasă este caracterizată de un set de trăiri. Și datorită faptului că, iată, s-au împlinit 100 de ani de când mișcarea pentecostală ființează prin Harul lui Dumnezeu. Deci datorită acestor condiții și datorită acestor lucruri, se impune ca să studiem spiritualitatea pentecostală. Să vedem, de fapt, ce caracterizează mișcarea pentecostală. Care este specificul acestei mișcări. Chiar la noi în țară, sunt zone în care mișcarea pentecostală e mai veche, sunt zone în care mișcarea pentecostală e mai proaspătă, să vedem sudul țării care este o zonă mai puțin evanghelizată. Deoarece sunt diferite grade sau diferite trepte sau vechimi diferite de mișcării pentecostale, e bine să vedem care este acel trunchi comun care definește spiritualitatea pentecostală. Așadar, se vede tot mai pregnant nevoia prezentării unui studiu privitor la aspecte specifice pentecostalismului. Pentru că, în cele din urmă, cursul de spiritualitate pentecostală evidențiază tocmai aceste aspecte specifice ale mișcării pentecostale. Conceperea acestui curs de spiritualitate pentecostală, am apelat la o lucrare scrisă de un erudit pentecostal, Stephen Lane. El este președintele școlii de teologie pentecostală din Cleveland, din Tennessee. Și el a scris o carte, cred că este teza lui de doctorat, Pentecostal Spirituality, prin care a evidențiat aspectele specifice ale spiritualității pentecostale. Așadar, am apelat la lucrarea lui Stephen Lane pentru a extrage idei importante referitor la acest subiect. Stephen Lane spunea că mișcarea pentecostală nu ar trebui să fie identificată cu un anumit tip de raționalism sau de scolasticist evanghelic. Ce a vrut el, de fapt, să spună? Prin această afirmație, el vrea să evidențieze faptul că pentecostalismul nu a pus accent mare pe raționalism și nici pe un studiu rece sau abstract sau distant al Sfintelor Scripturi. Nu a căutat atât de mult să hrănească intelectul, cât accentuat legătura personală cu Dumnezeu. De aceea, mișcarea pentecostală și din România, dar nu numai din România, pune un mare accent pe trăirea legăturii spirituale cu Dumnezeu. Pe viața de devoțiune, pe rugăciune, pe citirea Sfintei Scripturi. Și este nu numai o datorie, este, dacă vreți, o parte vitală ca noi să continuăm să mergem pe aceeași cale, adică să punem accent pe lucrurile acestea care sunt esențiale. Viața de rugăciune, studierea Sfintei Scripturi și mărturisirea Evangheliei cu viața. Cu câțiva ani în urmă l-am ascultat pe cunoscutul apologet creștin Radu Zacharias și el spune așa, deoarece trăim într-o perioadă dominată de vizual, în
foarte multă informație pătrunde pe fereastra ochilor, vedem triante, reclame publicitare și așa mai departe. Deci trăim într-un astfel de context bazat pe vizual. Datoria noastră este să întrupăm Evanghelia. Adică să se vadă Evanghelia trăită, oamenii să vadă. Nu doar să audă cuvinte frumoase despre Evanghelie, dar pur și simplu să vadă că și noi întrupăm Evanghelia. Deci Stephen Land a subliniat lucrul acesta important, că mișcarea de cuvântare nu trebuie dată cu un tip raționalist sau cu un scolasticism evanghelic. De asemenea, mișcarea pentecostală și are specificul ei a spune datorită accentului pus pe carisme, care Duhului Sfânt, pe botezul Duhului Sfânt și spre deosebire de cesaționiști care spun că sau care afirmă că darurile spirituale au încetat odată cu viața apostolii. Noi considerăm că darurile spirituale sunt și astăzi de o mare utilitate în biserică. Și dacă cineva se îndoiește de acest adevăr, îi recomand să citească 1 Corinteni, capitolul 14. Pentru că în capitolul acesta, Apostolul Pavel arată cât de importantă este prorocia pentru viața bisericii. Nu împărtășim perspectiva cesaționistă, ci noi credem că Dumnezeu și astăzi are de transmis mesaje bisericii, în unele cazuri mesaje particulare, speciale, direcționate spre anumite persoane. Și acest aspect face ca Biserica Pentecostală să fie vie, de să trăiască într-o relație strânsă cu Domnul. Așadar, spiritualitatea creștină poate fi definită ca viața trăită în relație cu Dumnezeu, care s-a revelat prin Iisus Hristos. Spiritualitatea este acea părtășie strânsă între credincios și Dumnezeu. Așadar, spiritualitatea implică părtășie, rugăciune, conștiența prezenței divine și, în cele din urmă, spiritualitatea este un stil de viață. Fiecare religie creștină, fiecare denominațiune creștină este caracterizată de un anumit gen de spiritualitate. În termeni generici, spiritualitatea se referă la actele și sentimentele omului modelate de credința și valorile comunității religioase. Recunoaștem faptul că viața fiecărui individ nu se reduce numai la nevoile de ordin material, pentru că înăuntru fiecărui om este o trăjire după o realitate ce trece dincolo de cea percepută tactil. Există o tendință spre acea realitate de ordin spiritual. Și lucrul acesta este adevărat din moment ce omul este ființă duală. Da? Suntem parte materială și suntem parte spirituală. Cunoașteți cu toți renumita afirmație a lui Augustin, care spunea: Doamne, Tu ne-ai creat pe Tine și sufletul nostru nu și găsește odihna până nu se odihnește în Tine. Deci avem nevoi materiale, da? Nevoie de hrană, nevoie de adăpost, nevoie de îmbrăcăminte, dar mai profundă decât această nevoie materială este nevoia spirituală de aprofundare a relației noastre cu Dumnezeu. De spiritualitatea evidențiază tocmai această nevoie de ordin spiritual, această legătură care trebuie să existe între credincioși și Dumnezeu. Și apoi încearcă să explice în ce constă această legătură. Deci viața noastră nu se reduce numai la nevoile de ordin rațional, să ne hrănim intelectul, sau numai la nevoile de ordin material. Înăuntru nostru este această dorință de a ne apropia de Dumnezeu. Pentru că acest gând al veșniciei, Dumnezeu l-a semănat în fiecare om.
Țin minte, imediat după Revoluție, venise în țară fratele Vurbrand, predica prin diferite biserici din București, încă eram student atunci, îmi cumpărasem unele în portofon și mergeam după el să îl înregistrez și să îl aud pe predică. Pentru că era, într-adevăr, o personalitate. Și el spunea că în fiecare om, cât ar fi el de rău, există o scânteie din Dumnezeu. Și el a avut mult de suferit în perioada regimului comunist din partea acestui regim, din partea securității. Și el spunea că încerca și chiar și securiștilor, chiar și ateilor, să le vorbească despre Dumnezeu, pentru că el era conștient că există acea scânteie în inima omului de teamă de Dumnezeu, pe care el dorea să o transforme într-o flacără și ateul să devină credincios sau persecutorul să devină un copil al lui Dumnezeu. Deci există această tânjire în locul fiecărui om. Fiecare cunoaște persoana, fiecare nu le cunoaște. Sunt oameni care încearcă să-și găsească împlinirea în realizări de ordin material. Și când se realizează material, își dau seama că totuși nu sunt împliniți. Pentru că este ceva, este o tânjire continuă pusă de Dumnezeu în fiecare om, care poate să fie împlinită numai când ajunge să-L cunoaște pe Dumnezeu. Așadar, scopul pentru care cineva trăiește este acesta. Să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L slujească. Dacă cineva a ajuns la realitatea asta, și-a îndeplinit destinul. Toate celelalte sunt nevoie de ordine secundară. Spunea Domnul Iisus, căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Spiritualitatea pentru o sală mare de a face cu conceptualizarea anumitor doctrine, ci cu trăirile interioare de ordin duhovnicesc. Dar trebuie să păstrăm echilibru și să realizăm și faptul că spiritualitatea nu are de-a face nici cu religiile asiatice, nici cu meditația transcendentală, care încearcă prin anumite tehnici de purificare sau de eliberare de sine să se unească cu Universul. Referindu-ne în sens strict la termenul de spiritualitate, trebuie să subliniem faptul că interesul credincioșilor evanghelici nu a fost prea mare pentru folosirea termenului de spiritualitate. S-a constatat o rezervă destul de serioasă, pentru că acest termen nu prea e întâlnit în Scriptură. Și noi suntem obișnuiți să uzăm de terminologia biblică. Nu prea găsim în Scriptură termeni de spiritualitate. În schimb, înțelegem că Apostolul Pavel folosește foarte des sintagma de a fi în Hristos. Suntem în Hristos, Hristos este în noi, îi aparținem lui Hristos, viața noastră se ascunde cu Hristos în Dumnezeu. Aceste aspecte vorbesc, de fapt, despre spiritualitate, despre relația noastră cu Dumnezeu. Dar în spectrul credincioșilor evanghelici nu a fost o deschidere prea mare pentru folosirea acestui termen. Pentru că nu prea și-a găsit locul în vocabularul teologic evanghelic și nici în dicționarele teologice. O extremă care nu este de dorit, este să ne gândim că spiritualitatea are de-a face exclusiv cu viața monahală, cu ascetismul sau cu o retragere din lume. Nu la aceasta se referă spiritualitatea pentru stare. Trăim în lume, dar nu aparținem lumii. Suntem în mijlocul oamenilor, avem o rațiune, avem datoria să vestim Evanghelia, dar nu ne conformăm tiparului lumesc. Vă rog să citiți cu atenție rugăciunea Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, din capitolul 17.
el arată foarte clar care este rostul nostru în lume. Și dacă suntem în lume, Domnul Iisus s-a rugat să fim păziți de cel rău, chiar în mijlocul lui. Ceea ce găsim în rândul sau în vocabularul religioșilor evanghelici, în loc de spiritualitate, de termenul singular de spiritualitate, putem să găsim termeni confuși, precum sănătate spirituală, formare spirituală, disciplină spirituală. Probabil că ați citit cartea lui Foster, Disciplinele spirituale. Sau alți termeni similari, precum sfințire, umblare cu Domnul, evlavie. Deci întâlnim mai degrabă termeni care au conotația aceasta decât termenul singular de spiritualitate. Oricum, toți acești termeni fac trimitere la relația cu Domnul, la o relație personală cu Domnul, la o viață de devoțiune și la o viață de ascultare de El. Încă de la începutul bisericii, de când s-a format biserica, erau câteva lucruri foarte clar evidențiate. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, cu versetul 42, spune despre primii creștini că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, cu trângerea pâinii și în rugăciune. Eu cred că dacă accentuăm și în viața noastră de credință cele patru aspecte importante, învățătura Scripturilor, părtășia frățească prin legătura strânsă cu biserica, participarea la cina Domnului și viața de rugăciune, cred că în timp Dumnezeu ne binecuvintează să creștem spiritual, să ne maturizăm spiritual. Deci observați că pentru domeniul acesta spiritual nu vine nimeni cu nicio rețetă nouă. Dacă cineva încearcă să evite aceste principii foarte clar prezentate de Sfânta Scriptură, nu poate să progreseze, ci, din potrivă, poate să experimenteze o mare dezamăgire. Spiritualitatea penticostală sau spiritualitatea creștină implică părtășia credincioșilor. Formăm cu toți un trup spiritual, suntem mădulare unii altora, suntem chemați să creștem în credință și în Efeseni, în capitolul 4, Apostolul Pavel, ne îndeamnă să creștem și să nu ne mai lăsăm purtați de orice vânt de învățătură. Da? De spiritualitate implică această părtășie strânsă între credincioși, implică viața de rugăciune. Citim în Matei, în capitolul 6, Domnul Iisus ne-a învățat și când să ne rugăm, și unde să ne rugăm, și cum să ne rugăm. Tu când te rogi, spunea El, intră în cămăruța ta cu ușa după tine. Bineînțeles că rugăciunea în particular nu exclude rugăciunea în comun, rugăciunea cu ceilalți credincioși. Dar vă rog să rețineți că Domnul Iisus spunea, tu când te rogi, adică e de așteptat ca cel credincios să se rog. Și să ne aducem aminte că ucenicii când au venit la Domnul Iisus Hristos, l-au rugat, au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Deci, nu i-au spus, învață-ne să predicăm. Cu toate că l-au urmărit pe Domnul Iisus vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu. Dar ei au avut această dorință, învață-ne să ne rugăm, pentru că au văzut cât de importantă e rugăciunea în viața Domnului Iisus. Înainte să-și aleagă ucenicii, Domnul Iisus a petrecut o noapte întreagă în rugăciune. Deseori se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Ce să mai spunem de rugăciunea din grădina Ghețimani, înainte de răstignire. Deci ucenicii au văzut că Domnul Iisus s-a rugat și ei, sau ei au venit cu cererea aceasta, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. De spiritualitate implică, spuneam, poate și a credincioșilor, implică viața de rugăciune, implică un sentiment al dimensiunii vieții eterne în inima credinciosului. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei.
Și Apostolul Pavel spune că, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce lucrez pe Dumnezeu. Romani 8, versetul 28. Și, de asemenea, spiritualitatea implică o conștiență intensă a vieții trăite în prezența lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu vechează asupra noastră, da? Fiecare pas al nostru, fiecare experiență pe care noi o avem, nu are loc fără ca Dumnezeu să o cunoască. Și spiritualitatea credinciosului implică și călăuzirea Duhului Sfânt. Este bine să vedeți, de exemplu, în Cartea Faptele Apostolilor, cât de deschis a fost Apostolul Pavel la călăuzirea Duhului Sfânt în slujirea lui misionar. Special când Dumnezeu l-a direcționat să vină spre Europa și să nu se îndrepte spre răsărit. Cred că Dumnezeu, care rămâne la fel, care este neschimbat, și astăzi poate să intervine în viața oamenilor. Când a început mișcarea pentecostală în România, Evanghelia care a fost propovăduită a fost însoțită cu tot felul de semne și de minuni. Pe lângă faptul că pionierii pentecostali din România au avut de suferit, așa după cum am auzit aseară la lansarea de carte, pe lângă suferințele pe care le-au avut de îndurat, totuși Dumnezeu s-a folosit de ei într-un mod miraculos. Probabil că ați auzit și voi de la frații în vârstă din biserică despre experiențele pe care ei le-au avut atunci când a început mișcarea pentecostală în România. Și așadar, și noi suntem chemați să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Și viața creștină normală, așa cum o înțelegem că este prezentată în Sfânta Scriptură, implică pocăință de păcate, regenerarea sau nașterea din nou și confirmarea schimbării prin botezul în apă, și apoi botezul cu Duhul Sfânt și viața folosită mai departe de Duhul Sfânt lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 5, cu versetul 14, Apostolul Pavel spunea clar, fiți plini de Duh. Da? Un prezent continuu, o adresare generală pentru toți fiți plini de Duh Sfânt. În perioada noastră se vorbește mult despre închinare. Da? Conceptul acesta de laudă și de închinare e destul de cunoscut și destul de folosit. E bine, închinarea nu înseamnă doar să avem un set de cântări care să fie cântate sub titlul acesta de laudă și de închinare. Închinarea este un stil de viață. Cum spune Apostolul Pavel, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Adevărata închinare înseamnă punerea noastră la dispoziția lui Dumnezeu. Spiritualitatea, așa după cum am spus, după cum putem să vedem în slide-ul nostru, implică părtășie între credincioși, implică o viață activă de rugăciune, implică acest sentiment al realizării prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și, cu alte cuvinte, spiritualitatea este un mod de viață. O închinare continuă lui Dumnezeu. Așadar, un credincios nu e spiritual doar la biserică, și după aceea, pe stradă, în societate sau acasă, are un alt stil de viață. Spiritualitatea are de-a face, de fapt, cu viața trăită în mod continuu în prezența lui Dumnezeu. Subliniez acum câteva perspective asupra spiritualității. Mai întâi se poate întâlni, citind în cărțile care tratează acest subiect, se poate întâlni acea perspectivă sacramentală a spiritualității. Spiritualitatea fiind prezentată sau identificată în actul botezului sau în cina Domnului. Cele două acte de cult fiind văzute ca vehicule prin care sunt comunicate realități de ordin spiritual. Și când vorbim despre bisericile istorice, și mă refer aici la Biserica
catolică și la cea ortodoxă, se accentuează în cadrul sacramentalismului, adică actele în sine sunt sacramente, se accentuează sacerdotalismul, adică slujirea preoțească. Deci pentru ca botezul să fie eficient, trebuie să fie efectuat în numele Sfintei Treimi și trebuie să fie un preot care oficiază botezul. Pentru că actul, ca sacrament, transmite prin sine o binecuvântare. Diferența de perspectivă între evanghelici și ortodoxi este aceasta. În mișcarea evanghelică nu este suficient doar să fie un pastor care efectuează botezul în numele Sfintei Treimi, ci botezul în apă implică consimțământul personal, mărturisirea cu gura. Roman, capitolul 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. De asemenea, botezul implică acea unire spirituală cu Domnul Iisus Hristos. Ne-am unit în moartea Lui și am înviat în o viață nouă și nu mai dăm în slujba păcatului mădularele noastre. Dar în bisericile istorice, perspectiva asupra spiritualității înglobează această dimensiune sacramentală. În cadrul mișcării evanghelice, spiritualitatea este centrată în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Pătășia spirituală a credinciosului cu Dumnezeu se realizează prin lucrarea finalizată de Mântuitorul, adică prin moartea, prin învierea și prin înălțarea sa la cer. Datorită lucrării lui Hristos, suntem aduși într-o relație apropiată cu Dumnezeu, datorită prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, ne adresăm lui Dumnezeu spunându-i Tată și suntem conștienți că Hristos trăiește în inima noastră. Deci, din perspectiva evanghelică, spiritualitatea este centrată pe lucrarea finalizată a lui Iisus Hristos. Din perspectiva sacramentală, spiritualitatea este centrată pe sacramente, în special pe botezul în apă și pe cina Domnului sau pe Euharistie. Spiritualitatea carismatică este focalizată pe prezența interioară a Duhului Sfânt în viața credinciosului și pe înzestrarea cu carisme. Fac mențiunea că acum când vorbesc despre spiritualitate cu accent carismatic, nu mă refer la grupurile carismatice de creștini, da? Ci mă refer la carisme, la darul Duhului Sfânt. Deci în pentecostalism, spiritualitatea are în centru manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care oferă darul Bisericii. În 1 Corinteni, în capitolul 12, de la versetul 7, Apostolul Pavel vorbește despre Duhul Sfânt care oferă darul și care înzestrează Biserica cu darurile spirituale, făcând din Biserică o comunitate carismatică. În sensul că este locul, este cadrul în care Duhul își prezintă, își manifestă darurile spirituale. Această comunitate este puternic marcată de spiritul prezenței divine în mijlocul credincioșilor și de manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Despre deosebire de bisericile istorice, unde accentul este pus pe sacramente, spre deosebire chiar de mișcarea generală evanghelică, unde accentul este unul cristologic, în mișcarea pentecostală, spiritualitatea pentecostală este centrată preponderent în jurul darurilor Duhului Sfânt. Încercând o privire, să aruncăm o privire istorică asupra, sau diacronică asupra spiritualității,
Putem să observăm că în decursul istoriei au fost puse diferite accente asupra spiritualității. Pietismul german, de care ați auzit din secolul XVII-lea, punea un accent mare pe viața lăuntrică de credință. Probabil, pietismul german a pus accentul acesta pe lumina lăuntrică, pe viața personală de credință, ca o reacție la scolasticismul luteran. Este interesant de remarcat faptul că în istoria creștinismului, când biserica a pierdut dimensiunea lucrării Duhului Sfânt și a pus un accent destul de mare pe instituționalizare, au apărut mereu și mereu mișcări de trezire spirituală, care au încercat să readucă lucrarea Duhului Sfânt în actualitate. Putem, bunăoară, să ne gândim la mișcarea montanistă. Se spune că biserica a început ca un organism, a devenit un mecanism care funcționa bine și după aceea a devenit un mauzoleu. Și soarta oricărui mauzoleu, mai curând sau mai târziu, să se degradeze. Noi totuși avem o perspectivă optimistă asupra bisericii, nu datorită capacităților noastre, ci datorită promisiunii Domnului Iisus Hristos. Pentru că El a zis, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor bibi. Revenind la perspectiva montanistă, această mișcare a încercat să readucă în actualitate importanța darurilor Duhului Sfânt. Pentru că biserica a început cu o părtășie între credincioși, în primul secol vedem dinamismul care era prezența Duhului Sfânt în viața bisericii, pasiunea credincioșilor și apostolilor de a vesti Evanghelia și de a forma biserici. Și după aceea a venit perioada de purificare a bisericii prin persecuțiile care au urmat începând cu Nero și după aceea cu alți cezari. Biserica a fost persecutată și din interior și din exterior. Dar, odată cu libertatea care a primit-o biserica în anul 313, nu, prin edictul de la Milano, a început dintr-un organism să devină un mecanism care funcționa și s-au pus la o parte, au fost scoase pe tușe, darurile spirituale. Și din dorința de a reactualiza darurile Duhului Sfânt și carismele din viața bisericii, au apărut tot felul de mișcări de trezire spirituală și printre acestea am amintit montanismul. Acum despre montanism, nu avem informații decât de regulă din partea criticilor acestei mișcări, dar știm că Tertulian, unul dintre scriitorii și gânditorii creștini, a fost montanist. Și istoria ne pune la dispoziție numeroase cazuri de genul acesta, când biserica a alunecat în instituționalism, a devenit foarte rigidă, a pierdut călăuzirea Duhului Sfânt și apoi au apărut tot felul de mișcări de trezire spirituală. De aceea noi considerăm mișcarea penticostală, nu o sectă, așa cum e prezentată din nefericire și în dicționarul explicativ al limbii române, nu o sectă, ci o mișcare de trezire spirituală. Din momentul în care biserica și-a pierdut viziunea și direcția, a apărut această mișcare. Apariția mișcării penticostale la începutul secolului al XX-lea a avut loc tocmai într-o perioadă în care în spectrul teologic sau în cadrul lumii teologice se dezvolta tot mai mult teologia liberală. Se pune accent pe rațiune, pe
diferența care trebuie făcută între narațiune din Biblie care trebuie acceptate de rațiune și celelalte care trebuie să fie respinse, și datorită faptului că s-a încercat atât de mult să fie ridicată rațiunea la rang de cinste și lăsată credința pe planul secund, cred că Dumnezeu a adus mișcarea de trezire spirituală, mișcarea pentecostală, și ulterior a apărut mișcarea neortodoxă, în fruntea care a fost teologul Karl Barth, probabil cel mai mare teolog al secolului al XX-lea, și Emil Brunner, alt teolog elvețian, care au lovit la rădăcina optimismului teologiei liberale. Așadar, noi considerăm și înțelegem că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, periodic a îngăduit să apară mișcări de trezire spirituală, tocmai ca un avertisment pentru biserica, și și-a pierdut viziunea, și-a pierdut direcția, și care s-a baricadat în treziduri. O observație pe care pot să o fac, referitor la bisericile istorice, la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică, știm că pe plan mondial, catolicii sunt mult mai numeroși decât ortodoxii. Și eu încerc să-mi explic lucrul acesta prin faptul că în catolicism există viziune misionară. Haideți să ne gândim la America de Sud, unde sunt foarte mulți catolici. După ce a fost descoperit continentul american, după ce au avut loc tot felul de războaie, după ce conquistadorii au vărsat râuri de sânge, în fine, au fost trimiși preoți catolici să evangelizeze America de Sud. Deci a existat viziune misionară. Pe când în Biserica Ortodoxă nu a existat aceeași viziune misionară. Concepția în Biserica Ortodoxă era să construim o biserică în mijlocul localității, să fie o mărturie și oamenii să vină la biserică. Deci noi stăm în biserică, acolo e preotul, acolo e episcopul, acolo e Hristos și oamenii se vină la Hristos. Perspectiva corectă este, sau perspectiva biblică este aceasta. Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Da? Împuterniciți de Duhul Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt, înarmați cu Cuvântul lui Dumnezeu, având o viață de rugăciune, suntem chemați să, sau suntem îndemnați să mergem să vestim Evanghelia. Așadar, pietismul german, revenind de la discuția noastră din secolul al XVII-lea, accentua viața lăuntrică de credință, și pietismul german a apărut tocmai ca o reacție la scolasticismul din vremea respectivă. Un lucru care este de asemenea important de reținut este că Anglia a experimentat o trezire spirituală, așa după cum bine știți, prin frații Wesley, prin John și Charles Wesley. Și mișcarea aceasta de trezire spirituală, care a fost cunoscută de întreaga Anglia, a avut loc tocmai datorită dorinței acestor oameni de a se apropia de Dumnezeu și de a vesti Evanghelia. Tot ca un paralelism foarte interesant, putem să ne gândim că în Franța, în anul 1789, când avea loc Revoluția franceză și când se vărsa sânge pe străzile Parisului, în Anglia avea loc o revoluție spirituală și avea loc o trezire spirituală. Și Anglia a avut o moștenire spirituală deosebit de importantă. A ne gândim după aceea la misionarii care au plecat din Anglia, la David Livingstone, la Hudson Taylor și la alții, oameni care au plecat călăuziți și împinși de pasiunea pentru ecuștigate alții pentru mântuire și pentru Hristos. Dar, din nefericire, Anglia de la începutul mileniului 3 nu mai pare că seamănă deloc cu Anglia, țara care trimitea misionarii în lumea întreagă. Am vorbit despre John Wesley.
el accentua lucrarea de sfințire ca fiind o lucrare, a doua lucrare a Harului, prima lucrare a Harului fiind nașterea din nou sau justificarea. Și, conform lui John Wesley, se putea realiza căutarea lui Dumnezeu prin rugăciune, prin stăruință spirituală și prin Sfânta Scriptură. Câteva caracteristici ale spiritualității creștine. Spiritualitatea creștină este trinitară, deoarece este centrată pe lucrarea spirituală a Sfintei Trăimi. Creștinul se bucură de statutul de fiu față de Dumnezeu Tatăl. Se bucură de acest statut prin credință în jertfa realizată de Iisus Hristos și experimentează prezența lui Dumnezeu în viața personală prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci viața omului este atât de importantă încât Sfânta Treime este preocupată de destinul fiecărui om. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos suntem aduși într-o relație de copii și părinte cu Creatorul, cu Dumnezeu și apoi prin Duhul Sfânt viața noastră de credință poate să fie dusă până la capăt. Deci spiritualitatea creștină este trinitară. Păi spiritualitatea creștină în al doilea rând are un aspect cristologic, este cristologică, deoarece se focalizează pe progresul spiritual, pe creșterea spirituală spre conformarea noastră după chipul lui Hristos. Deci viața de credință este un progres continuu în care chipul lui Hristos devine tot mai clar vizibil în noi. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în fiecare credincios. Chipul lui Hristos să fie întipărit tot mai clar în viața credinciosului. Această tindere spre maturitate este un proces care durează întreaga viață. În procesul acesta de asemănare a noastră cu Hristos, Duhul Sfânt are un rol foarte important. Este drept că și noi trebuie să ne facem datorie, adică să dorim să ne apropiem de Dumnezeu. Dar în același timp, Duhul Sfânt este Cel care ne ajută. Conturează noi chipul lui Hristos, ne ajută în lupta noastră spirituală să fim biruitori și, conform textului din Fapte 1 cu 8, da? Duhul Sfânt ne dă putere să vestim Evanghelia. Așadar, e important să înțelegem bine textul din Fapte, capitolul 1 cu versetul 8, ca să nu cădem sub incidența textului Fapte, capitolul 8, versetul 1. Pentru că în Fapte, capitolul 8, cu versetul 1, se vorbește despre persecuția care s-a abătut asupra credincioșilor. Deci țineți, vă rog, minte cele două texte, da? Mai bine să se împlinească Fapte 1 cu 8 cu fiecare dintre noi, să experimentăm puterea Duhului Sfânt în misiune, decât să cădem sub incidența Fapte, capitolul 8, cu versetul 1. De spiritualitatea creștină este cristologică, se bazează pe relația noastră cu Hristos, pe unirea noastră cu Hristos, pe întipărirea chipului lui Hristos în viața noastră. Acest aspect de maturitate sau de creștere în maturitatea creștină poate să fie zugrăvit prin imagini precum urcarea pe o cărare îngustă de munte, sau pe o scară îndreptată spre cer ca scara lui Iacob. În învățătura Apostolului Pavel apare des sintagma aceasta de viață ascunsă în Hristos, de a fi în Hristos. Tocmai Apostolul Pavel accentuează această unire spirituală de care se bucură creștinul. Este o unire în dragoste și în credință. Apoi spiritualitatea creștină implică și acest aspect al Harului Divin. Spiritualitatea creștină este o lucrare a Harului lui Dumnezeu în sufletul omului, care începe cu convertire, este marcată de creșterea în asemănarea cu Hristos și acest proces durează toată viața. Deci,
Este un moment în care ne predăm viața pe brațul lui Dumnezeu. Este un moment în care suntem născuți din nou și suntem aduși în familia lui Hristos prin nașterea din nou. Și nașterea din nou înseamnă statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu, dar începând cu faza de pruncie. Și apoi, cum spune Apostolul Petru, prin laptele duhovnicesc și curat suntem chemați să creștem, să ne maturizăm. Și această maturizare creștină trebuie să se vadă de la un an la altul, de la o săptămână la alta. Și maturizarea creștină este un proces de viață. Durează o viață întreagă. Dar partea bună și vestea bună este că nu suntem singuri. În această apropiere de Dumnezeu avem Sfânta Scriptură, avem viață de rugăciune, avem prezența Duhului Sfânt. Deci, concluzionând acest subiect, acest capitol, putem să spunem despre spiritualitatea creștină, că implică aceste caracteristici importante. Spiritualitatea are un aspect trinitar, pentru că întreaga Sfânta Treime manifestă interes față de creație, față de om. Are un aspect cristologic, pentru că se bazează pe conformarea sau pe transformarea vieții noastre după chipul lui Hristos, pentru părirea chipului lui Hristos în viața noastră, și cuprinde un aspect al Harului Divin, pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează în viața noastră conformarea după chipul lui Hristos. Spiritualitatea, în diferite lanțuri ale creștinismului, prezintă anumite aspecte distincte. Așadar, spiritualitatea în ortodoxismul răsăritean și fac diferența clară, da, între ce înseamnă învățătură ortodoxă, în sensul de învățătură corectă din punct de vedere biblic, și ce înseamnă dogmatică ortodoxă răsăriteană, care are de-a face cu Biserica Ortodoxă, așa cum o înțelegem noi din zona aceasta unde locuim. Spiritualitatea ortodoxă răsăriteană este percepută prin coborârea energiilor necreate asupra credinciosului pentru transformarea acestuia. Deci, în ortodoxia răsăriteană se vorbește, se uzează de acest termen de energii necreate care se coboară asupra credinciosului, transformându-l, și această transformare este teologic, este numită teosis. Da? Coboară Duhul Sfânt sau energiile asupra credinciosului. Prin intermediul acestor energii necreate, credinciosul este abilitat să intre în comuniune interpersonală cu Sfânta Treime. În Sfânta Treime, Tatăl este Creatorul, Fiul este Răscumpărătorul, descoperit prin actul chenozei. Știți ce este chenoza? Da? În Filipeni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a ținut să aibă această poziție, ci s-a golit de sine. Noi avem termenul că s-a dezbrăcat. Dar termenul grecesc, kenosis, înseamnă golirea de sine. Da? Și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Așadar, descoperirea Sfintei Treimi, Tatăl ca și Creator, Fiul ca și Răscumpărător, descoperit prin actul acesta de golire de sine, și Duhul Sfânt văzut ca Cel care se povoară și oferă daruri spirituale, această descoperire de sine a Sfintei Treimi este punctul culminant prin care credinciosul poate să intre în legătură cu Divinitatea. Spiritualitatea creștină este diferită de conceptualizarea doctrinelor. Deci, conceptualizarea doctrinelor are de a face cu modul logic, rațional, de prezentare a învățăturii Scripturii. Pe când spiritualizarea are de a face cu trăirea aceasta intensă, cu legătura aceasta intensă cu Dumnezeu și Dumnezeu. În Ortodoxie se spune că cea mai
profundă descoperire a lui Dumnezeu oamenilor este descoperirea aceasta mistică în care doar anumiți mistici au avut experiența unei părtășii foarte strânse cu Divinitatea. Și părtășia aceasta mistică dintre credincioși și Divinitate este atât de profundă încât nu poate să fie exprimată în cuvinte. Este doar o trăire pe care nu poți să o exprimi. Nu ai echivalent în vocabular să poți să vorbești despre trăirea aceasta. Așadar, spiritualizarea sau spiritualitatea este diferită de conceptualizarea doctrinelor, pentru care de-a face cu trăiri personale, subiective, cu progresul de ordin spiritual. Tinderea spre această comuniune, spre această legătură cu Divinul, este una anevoioasă, pentru că în concepția ortodoxă răsăritiană, credinciosul are de depășit obstacole interne, precum păcatele ascunse sau anumite slăbiciuni personale, și de asemenea obstacole externe, materializate prin tot felul de ispite cu care credinciosul are de luptat. Spiritualitatea ortodoxă a primit un accent de misticism cristocentric din partea părinților deșertului, așa numiți părinții deșertului, precum Ioan Casian sau Ioan Macus, care considerau modelul monastic apateia ca ideal, părtășia aceasta cu Dumnezeu, nu apatie, ci părtășie exprimată în dragoste înflăcărată și mistuitoare pentru Domnul, care îl posedă pe adevăratul credincios. Conceptul de rugăciune fără încetare, pornind de la îndemnul Apostolului Pavel către credincioșii din Tesalonic. Conceptul rugăciunii fără încetare a fost dezvoltat de Simeon, noul teolog, iar rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, a devenit o practică spirituală repetitivă. Mai recent a fost evidențiat conceptul de deificare, prin care se accentuează împărtășirea vieții divine pentru credincios prin Harul lui Dumnezeu. Conceptul de deificare, practic, definește ceea ce spune Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Am fost făcuți părtași firii dumnezeiești. Adică firea dumnezeiască ajunge să lucrească în. În al doilea rând, referitoare la a doua referință, este la spiritualitatea în catolicism. Inițial, spiritualitatea în această ramură a creștinismului a urmat calea trasată de părinții capadocieni, de Vasile cel Mare, de Grigore de Nazianz și Grigore de Nisa. Și ulterior, tipul de spiritualitate amintit a fost oarecum modificat sau, în ghilimele, să spunem, îmbrânzit de Ieronim, care a accentuat importanța studiului istoric a Sfintelor Scripturi. Persoana de marcă ce s-a distanțat de conceptul acesta de deificare a fost Augustin de Hippo. În lucrarea sa, atât de bine cunoscută, tradusă și în limba română, Confesiuni, Augustin s-a adresat lui Dumnezeu în umilință și în credere. Iar despre Harul lui Dumnezeu, Augustin a scris în lucrarea Cetatea lui Dumnezeu, a care pune în contrast cetatea pământească a celor firești cu cetatea divină a lui Dumnezeu, și tot timpul între cele două cetăți a fost luptă. Și Augustin pornește în dezvoltarea acestui subiect încă de la începutul lui omenirii, când s-a văzut această luptă între cei firești și cei duhovnicești. Cel care a fost considerat
Părintele spiritualității medievale a fost Grigore cel Mare, pentru că el a sistematizat monasticismul medieval și a accentuat nevoia purității inimii asociată cu viața de slujire, cu puritatea vieții și în felul acesta a pus un accent important asupra spiritualității medievale. Ulterior, în apus, Isidor de Sevilla și venerabilul Beda au continuat ideile lui Grigore și au accentuat următoarele lucruri foarte importante, indispensabile spiritualității. Citirea Bibliei, meditația, rugăciunea și practica. Deci practica vieții de credință. Acestea sunt ingrediente necesare pentru spiritualitate. Scriptura, meditația asupra celor citite, viața de rugăciune și apoi trăirea practică a vieții de credință. În Occident, popularitatea spiritualității a crescut prin exemplele notabile ale lui Francesc de Assisi și al lui Bonaventura. Ulterior, dominicanii prin teologia speculativă s-au impus, în special prin Thomas d'Aquino. Iar în Olanda, Thomas de Kempis a avut o influență majoră asupra generațiilor care au urmat prin lucrarea Invitațiului Hristos. Spiritualitatea evanghelică face trimitere la Martin Luther, care în perioada de început a fost influențat de mistici, în special de Tauler. Iar ulterior Martin Luther s-a distanțat de curentul mistic. Viața lui Luther de rugăciune fiind o viață practică, și simplă. Pentru Luther, esența vieții spirituale era susținută de cele 10 porunci, de rugăciunea Tatăl nostru și de crezul creștin. Și acestea îi formau un fel de miez al spiritualității creștine pentru Martin Luther. Jean Calvin a accentuat mai mult decât Luther aspectul de spiritualitate, în special în instituțiile religiei creștine, institutele spiritualitatea puritană dezvoltată în Anglia și apoi în Noua Anglie, în partea de răsărit a Americii, a avut la bază perspectiva lui Calvin asupra acestui subiect. Spiritualitatea puritană accentua centralitatea cuvântului, a predicării, a pregătirii inimii pentru primirea cuvântului și trăirea unei vieți evlavioase. Deci putem să observăm că de la Martin Luther accentul s-a pus asupra Scripturii în spiritualitate, asupra Scripturii, iar Calvin a aprofundat mai mult decât a făcut-o Luther, a aprofundat mai mult pe lângă citirea Scripturii, viața de rugăciune, relația cu Dumnezeu. Iar urmașii lor au accentuat de asemenea importanța vieții evlavioase și a responsabilității față de Dumnezeu. Și bineînțeles, toate acestea implicau vegherea asupra comportamentului și lupta continuă în viața de credință. Deși l-am pomenit, până acum îl reamintim iarăși pe John Wesley, fondatorul metodismului. El a accentuat destul de puternic importanța predicării și studiul metodic al cuvântului. De asemenea, ca un alt aspect distinct al spiritualității lui John Wesley, a fost importanța imnologiei ca instrument al spiritualității. Să nu uităm că
fratele lui John Wesley a pus accent pe cântare, au fost compuse cântări spirituale, chiar dacă linia lor melodică era oarecum nouă față de, de ceea ce se cântase până atunci. Cei doi au avut un, o influență puternică asupra creștinismului din Anglia. În anii 1800, în Anglia s-a format Convenția Keswick, care a promovat de asemenea sau a accentuat mult lupta spirituală și viața biruitoare de credință. De spiritualitatea creștină are de-a face cu lupta aceasta, cu relația personală a credinciosului cu Dumnezeu. Mai recent, prin lucrarea Viața creștină normală, Watchman Nee, a arătat care este așteptarea când Duhul Sfânt se povară asupra credinciosului. Vă recomand să citiți Viața creștină normală, pentru că evidențiază tocmai lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Apoi ajungând la mișcarea penticostală, apărută la începutul secolului al XX-lea, ca o mișcare de trezire spirituală, rezultate din mișcările anterioare, din mișcarea wesleyană și din mișcările de trezire spirituale din secolul al XIX-lea, s-a accentuat importanța darurilor spirituale și a botezului cu Duhul Sfânt. Deci, în concluzie, sumarizând ideile pe care le-am împărtășit la acest curs până acum, am evidențiat faptul că spiritualitatea are de-a face cu acea relație strânsă a credinciosului cu Dumnezeu, cu viața trăită înaintea lui Dumnezeu. Am evidențiat de asemenea faptul că credincioșii penticostali au avut reținere în folosirea termenului de spiritualitate, tocmai datorită faptului că nu este un termen care să apară în Sfânta Scriptură și pentru că exista teama de a nu aluneca înspre o, un fel de misticism și termenul apare mai des întâlnit cu trăire spirituală, cu umblare spirituală, cu disciplină spirituală. Spiritualitatea implică părtășie, rugăciune, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în viața credinciosului. Spiritualitatea este stilul de viață care îl caracterizează pe un credincios. Am prezentat cele trei perspective asupra spiritualității. În catolicism se pune accent pe sacramente, în protestantism se pune accent pe proclamarea mesajului evanghelic, care este unul cristocentric. Iar în mișcarea penticostală se pune accent pe carisme sau pe darurile Duhului Sfânt. Caracteristicile ale spiritualității creștine vizează relația credinciosului cu Sfânta Treime, care am văzut că preponderent este accentuată în ortodoxie. Aspectul cristologic caracteristic mișcării evanghelice și aspectul harului divin caracteristic mișcării penticostale. De asemenea, am evidențiat spiritualitatea creștină în ramurile importante, în ortodoxism, cu evidențierea conceptului de deosis, în catolicism, prin perspectiva lui Eronim, care spuneam că a îmblânzit oarecum termenul de spiritualitate, adăugând pe lângă legătura personală cu Dumnezeu și importanța studierii Sfintei Scripturi, și Isidor de Sevilla, care a accentuat citirea Sfintei Scripturi, meditația asupra Scripturii, viața de rugăciune și apoi practica în viața de credință a celor învățate. În mișcarea evanghelică, esența vieții spirituale, în perspectiva lui Martin Luther, are de-a face cu citirea Scripturii, cu rugăciunea, dar lucrul acesta este mai aprofundat de Calvin în lucrurile sale.
spiritualitatea puritană, a pus accent din nou pe citirea Scripturii, pe viața de rugăciune și pe mărturia adusă înaintea oamenilor. Iar perspectiva lui Wesley a arătat că, într-adevăr, Scriptura și viața de rugăciune și mărturisire joacă un rol important în viața de credință.